Capitolul 4. Groaza și postul iudeilor Mardoheu, aflând tot ce se petrecea, și-a sfâșiat hainele, s-a îmbrăcat cu un sac și s-a presărat cu cenușă. Apoi s-a dus în mijlocul cetății, scoțând cu putere strigăte mare, și a mers până la poarta împăratului, a cărei intrare era oprită oricui era îmbrăcat cu un sac. În fiecare ținut unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost o mare jale printre iudei. Posteau, plângeau și se boceau și mulți se culcau în sac și cenușă. Slușnicele esterei și famenii ei au venit și au spus lucrul acesta. Și sa a rămas îngrozită. A trimis haine lui Mardoheu ca să-l îmbrace și să ia sacul de pe el, dar el nu le-a primit. Atunci Estera a chemat pe Hatac, unul din famenii pe care îi pusese împăratul în slujba ei, și l-a însărcinat să se ducă să întrebe pe Mardoheu ce înseamnă lucrul acesta și de unde vine. Hatac s-a dus la Mardoheu în locul deschis al cetății, înaintea porții împăratului. Și Mardoheu i-a istorisit tot ce îi se întâmplase și i-a spus suma de argint pe care făgăduise Haman că o va da visteriei împăratului în schimbul măcelăririi iudeilor. I-a dat și cuprinsul poruncii vestite în susa în vederea nimicirilor, ca să o arate esterei și să-i spună totul. Și a poruncit ca Estera să se ducă la împărat să-l roage și să stăruiască de el pentru poporul său. Hatac a venit și a spus Esterei cuvintele lui Mardoheu. Estera a însărcinat pe Hatac să se ducă să spună lui Mardoheu. Toți slujitorii împăratului și poporul din ținuturile împăratului știu că este o lege care pedepsește cu moartea pe oricine, fie bărbat, fie femeie, care intră la împărat în curtea din lăuntru fără să fie chemat. Numai acele scapă cu viață căruia îi întinde împăratul toiagul lui împărătesc de aur. Și eu n-am fost chemată la împărat de 30 de zile, când s-au spus cuvintele Esterei lui Mardoheu, Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei. Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii pentru că ești în casa împăratului, căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție? Estera a trimis să spună lui Mardoheu, Dute, strânge pe toți iudeii care se află în susa și postiți pentru mine, fără să mâncați nici să beți, trei zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele. Apoi voi intra la împărat în ciuda legii. Și dacă va fi să pier, voi pieri. Mardoheu a plecat și a făcut tot ce-i poruncise Estera. Capitolul 5. Estera merge la împărat. A treia zi, Estera s-a îmbrăcat cu hainele împărătești și a venit în curtea din lăuntru a casei împăratului, înaintea casei împăratului. Împăratul ședea pe scaunul lui împărătesc, în casa împărătească, în fața ușii casei. Când a văzut împăratul pe împărăteasa Estera în picioare în curte, ea a căpătat trecere înaintea lui. Și împăratul a întins Esterei toiagul împărătesc pe care îl ținea în mână. Estera s-a apropiat și a atins vârful toiagului. Împăratul i-a zis: Ce ai tu, împărăteasă Estero, și ce ceri? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, îți voi da. Estera a răspuns dacă împăratul găsește cu cale să vină împăratul astăzi cu Haman la ospățul pe care l am pregătit. Și împăratul a zis, duceți-vă îndată și aduceți pe Haman cum dorește Estera. Împăratul s-a dus cu Haman la ospățul pe care îl pregătise Estera. Și pe când beau vin, împăratul a zis Esterei, care este cererea ta? Ea îți va fi împlinită. Ce dorești? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, o vei căpăta. Estera a răspuns: Iată ce cer și ce doresc. Dacă am căpătat trecere înaintea împăratului și dacă găsește cu cale împăratul să-mi împlinească cererea și să-mi facă dorința, să mai vină împăratul cu Haman și la ospățul pe care li l voi pregăti și mâine voi da răspuns împăratului după porunca lui. Planul lui Haman Haman a ieșit în ziua aceea vesel și cu inima mulțumită. Dar când a văzut la poarta împăratului pe Mardoheu, care nu se scula nici nu se mișca înaintea lui, s-a umplut de mânie împotriva lui Mardoheu. A știut totuși să se stăpânească și s-a dus acasă. Apoi a trimis să aducă pe prietenii săi și pe nevastă sa Zereș. Haman le-a vorbit despre strălucirea bogățiilor lui, despre numărul fiilor săi, despre tot ce făcuse împăratul ca să-l ridice în vrednicie și despre locul pe care îl dăduse mai pe sus de căpeteniile și slujitorii împăratului. Și a adăugat, Eu sunt chiar singurul pe care împărăteasa Estera l-a primit împreună cu împăratul la ospățul pe care l-a făcut și sunt poftit și pe mâine la ea cu împăratul. Dar toate acestea n-au niciun preț pentru mine câtă vreme voi vedea pe Mardoheu, iudeul acela, șezând la poarta împăratului. Nevastă sa Zereș și toți prietenii lui i-au zis să se pregătească o spânzurătoare înaltă de 50 de coți și mâine dimineață cere împăratului ca Mardoheu să fie spânzurat. Apoi vei merge vesel la spăți cu împăratul. Părerea aceasta a plăcut lui Haman și a pus să pregătească spânzurătoarea. Capitolul 6. Cinstea dată lui Mardoheu În noaptea aceea împăratul n-a putut să doarmă și a poruncit să-i aducă lângă el cartea aducerilor aminte, cronicile le-au citit înaintea împăratului și s-a găsit scris ce descoperise Mardoheu cu privire la Bictan și Tereș, cei doi fameni ai împăratului, păzitorii pragului, care voiseră să întindă mâna asupra împăratului veroș. Împăratul a zis, Ce cinste și mărire i s-a făcut lui Mardoheu pentru aceasta?" Nu i s-a făcut nimic," au răspuns cei ce slujeau împăratului. Atunci împăratul a zis, Cine este în curte?" Haman venise în curtea de afară a casei împăratului să ceară împăratului să spânzure pe Mardoheu pe lemnul pe care îl pregătise pentru el. Slujitorii împăratului i-au răspuns: Haman este în curte. Și împăratul a zis: Să intre. Haman a intrat, și împăratul i-a zis: Ce trebuie făcut pentru un om pe care vrea să-l cinstească împăratul? Haman și-a zis în sine: pe cine altul decât pe mine ar vrea împăratul să-l cinstească? Și Haman a răspuns împăratului. Omului pe care vrea împăratul să-l cinstească, trebuie să-i se aducă haina împărătească, aceea cu care se îmbracă împăratul, și calul pe care călărește împăratul și să-i se pună cu una împărătească pe cap. Să se dea haina și calul uneia din căpetenile de seamă ale împăratului, apoi să îmbrace cu haina pe omul acela pe care vrea să-l cinstească împăratul, să-l plimbe călare pe cal prin locul deschis al cetății și să se strige înaintea lui. Așa se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească. Împăratul a zis lui Haman. Ia îndată haina și calul, cum ai zis, și fă așa iudeului Mardoheu, care șa de la poarta împăratului. Nu lăsa nefăcut nimic din ce ai spus. Și Haman a luat haina și calul, a îmbrăcat pe Mardoheu, l-a plimbat călare pe cal prin locul deschis al cetății și a strigat înaintea lui. Așa se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească. Mardoheu s-a întors la poarta împăratului și Haman s-a dus în grabă acasă, mâhnit și cu capul acoperit. Haman a istorisit nevestei sale Zereș și tuturor prietenilor săi tot ce îi se întâmplase. Și înțelepții lui și nevastă sa Zereș i-au zis, Dacă Mardoheu, înaintea căruia a început să cazi, este din neamul iudeilor, nu vei putea face nimic împotriva lui, ci vei cădea înaintea lui. Pe când îi vorbeau ei încă, au venit famenii împăratului și au luat îndată pe Haman la ospățul pe care îl pregătise Estera. Capitolul 7. Haman dat de gol Împăratul și Haman s-au dus la ospăți la împărăteasa Estera. În această a doua zi, împăratul a zis iarăși Esterei pe când beau vin. Care este cererea ta, împărăteasă Estero?" ea îți va fi împlinită. Ce dorești? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, o vei căpăta. Împărăteasa Estera a răspuns, Dacă am căpătat trecere înaintea ta, împărate, și dacă găsește cu cale împăratul, dă-mi viața. Iată cererea mea. Și scapă pe poporul meu, iată dorința mea, căci eu și poporul meu suntem vânduți să fim nimiciți, jungheați și prăpădiți. Măcar dacă am fi vânduți să fim robi și roabe, aș tăcea, dar vrăjmașul n-ar putea să înlocuiască pierderea făcută împăratului. Împăratul Ahasveros a luat cuvântul și a zis împărătesei Estera, Cine și unde este acela care are de gând să facă așa? Estera a răspuns, apăsătorul, vrăjmașul, este Haman, răul acesta. Haman a rămas îngrozit în fața împăratului și a împărătesei. Și împăratul, în mânia lui, s-a sculat și a părăsit ospățul și s-a dus în grădina ca să îi împărătești. Haman a rămas să-și viața de la împărăteasa Estera, căci vedea bine că pierderea lui era hotărâtă în mintea împăratului. Când s-a întors împăratul din grădina casei împărătești, în odaia ospățului, a văzut pe Haman că se aruncase spre patul pe care era Estera și a zis, Cum? Să mai și silești pe împărăteasă la mine în casa împărătească?" Cum au ieșit cuvintele acestea din gura împăratului, i-au și acoperit fața lui Haman. Și Harbona, unul din fameni, a zis în fața împăratului, Iată, spânzurătoarea pregătită de Haman pentru Mardoheu, care a vorbit spre binele împăratului, este ridicată în casa lui Haman, la o înălțime de 50 de coți. Împăratul a zis, Haman să fie spânzurat pe ea. Și au spânzurat pe Haman pe spânzurătoarea pe care o pregătise el pentru Mardoheu. Și mânia împăratului s-a potolit.